Domnésion nous lucraze en un tuneric. Et un fort important. On est le huit, dans de que Chaminte. nous lucraze en le tuneric. Une carte à quand il y a un house, chaos, to un... cum se zice în în uh, uh, franceză, nu știu dacă în română este același expresie, dar era acel haos, da? Pământul era gol și pustiu, în uh, mijlocul și era întuneric, da? În mijlocul acelui haos. Când era întuneric, Dumnezeu nu-l vezi că spune să se desparte apa ca uscatul să apară. Dumnezio ne veut ce que ce poney. Digne chap ça s'est formé, c'est vieux victoire ça a pas repêché. Non. Primo lucu il fait que sa fille Lumina. Au date ci a fausse Lumina. Attention tous entre pour ça organiser ce dino à shell house. Ça pour ne Dar până nu a poruncit să fie lumina, nu a lucrat. Lumina înseamnă cunoașterea. Întunericul înseamnă ignoranță. Și vreau să-ți spun că în domeniile unde ești în întuneric, adică unde ești ignorat, acum mă am adresat la copilor lui Dumnezeu, Deși ești un copil al luminii, în domeniile unde ești ignorant, în domeniile unde ești în întuneric, până vine nu, până lumina nu vine, Dumnezeu nu lucrează. Când vezi un domeniu din viața ta, care te rogi, faci asta, faci asta, și nu vezi că nu, nu se întâmplă nimic, E bine să schimb rugăciunea ta și să spui, Doamne, dăm lumină pentru această problemă. Deschidem ochi ok pentru această problemă. Pentru că uneori rezolvarea unei probleme nu este intervenția lui Dumnezeu. Uh, nu este intervenția lui Dumnezeu în problemă. Dar uneori rezolvarea unei probleme este intervenția lui Dumnezeu în noi. Nu e în problemă, în noi. Îți uh, amintești când copiii lui Israel au ieșit din Egipt, la un moment dat, în pusia au ajuns la apele, nu mă duc să citești, cunoști Biblia, dar uh, dacă vrei să citești, poți să te duci în exod, uh, după exod 14, undeva pe acolo, o să găsești. Uh, ei ajung la un loc care se numește Mare, și apele erau amare. Și, Moise, ah, ok, mă duc să citesc. Hai să mă duc să citesc. Hai uh, să găsesc repede. În care vreau să-ți arăt un lucru aici foarte, foarte important. Toți suntem în cartea Esterei, uh, bineînțeles, și vorbim despre faptul că împăratul împaraților, deși este tot puternic, alege că unele decizii să se discute în sfatul lui. Da? Aici suntem, în carte este doar reamintesc. Exodul 17. Și apoi să citesc textul despre care zicea Miri. Sper, sper. Toată adunarea copilor lui Israel a plecat din pustia sin după călătorie zilnice pe care poruncise Domnul să, le facă și au tabărit la refidim, acolo poporul n-a găsit apa de băut. Atunci poporul a cautat charta cu Moise i au zis, dă dane apa, nu, nu, asta nu e textul, nu, asta nu e mare. Asta este, de asta este, ziceam, stai, pentru nu e asta textul. Asta este, când o să lovească stâncă și stânca va ieși, stai imediat, găsesc textul. așa, gata, e exodul 15, da? Am zis din, de exod 14 până încolo, de fapt, exod 14. Biblia zice așa, verset 23. Au ajuns la mare, dar n-au putut să abia apa din mare, pentru că ea era mare. De aceea, locul acela a fost numit mare, Amaraciune. Poporul a cărtit împotriva lui Moise, zicând, ce avem să bem? Moise a strigat către Domnul. De fapt, de asta am vrut să citesc aici. Moise a strigat către Domnul. Cum poate strigi către Domnul? pentru problema ta. Cum poate tu strici către Domnul pentru o situație anume. Și nu vezi, nu vezi rezultatul pentru că modul cum Dumnezeu va să rezolve problema respectiv nu este să intervină în problemă, dar este să intervină în tine. Ai, ai, ai să citesc textul. Mai departe. Moise a strigat către Domnul și Domnul i-a ratat un lemn. Asta a fost răspunsul lui Dumnezeu. Și Domnul i-a ratat un lemn. Domnul a tot puternic. Din nou revenim chiar în, în această temă. Domnul a tot puternic. Care putea să... Ni sa clipas que Dinok, si a par respectif sa fille dulce, nous intervien sa tinga a pa. Don la tottien de carré à à à séparate à à à Nous intervien que appeler sa fille douce.

que Moïse, nous, on l'aime. La dit que «Doumnézéou y a ratat, on l'aime». Asta, il faut se répondre sur lui, «Doumnézéou». Il a sa drepte au-dessus lui. Après, on le croit, car il est déjà là-bas. Car nous, à force, nous, à trace, on l'aime. «Doumnézéou y a ratat, on l'aime». «Doumnézéou y a ratat, on l'aime». Asta, il faut s'intervenir sur lui, «Doumnézéou». S'intervenir à la niveau au-dessus de lui. Și si când ochii lui a văzut a, a lemnul, nici Dumnezeu n-a trebuit să zică nimic. Singurul Moise s-a dus, a luat lemnul, a aruncat lemnul în apă și si apele s-au făcut dulce. Și si uneori, rezolvarea la situația ta, este o deschidere de ochi. Nu că Dumnezeu să se ducă să însănătoșească apele la dar va veni să-ți deschide ochii. De aceea este, ești în problema mare dacă crezi că Dumnezeu nu vorbește azi. De aceea ești în problema mare dacă crezi că calauzirea Duhului e doar o poveste din faptele apostolilor.

Doamne, deschide-ne ochii. Unele probleme sunt iar, sunt iar, sunt iar în viața noastră, pentru că ochii noștri nu sunt încă deschiși în acel domeniu specific. Și suntem încă în întuneric, iar Dumnezeu nu lucrează în întuneric. De aceea e important

De aceea, dacă deci există o minune care se repete în Evanghelie, deci deși Domnul Iisus a făcut multe minuni, este această minune. Când deschide ochii orbilor. În Ioan, se pare că pasajul va fi mâine, dar e ok. Uh, uh, e ok să fie mâine. Deci, uh, citesc... In Yoan, uh, Yoan nou, da fetkeye nou, Yoan nou, daka nou Mase, Yoan nou, Mase, Yoan <coughs> nou. Când trecea Iisus a văzut un nord din naștere, ucenicii l-au întrebat. Învazătorile, cine a păcatit omul acesta sau părinții lui de s-a născut or? Iisus a răspuns, n-a păcatit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua trebuie să lucrezi lucrările? Uite ce este Domnul Iisus. Cât este ziua? Trebuie să lucrezi lucrările celui care m-a trimis. Când, cât este ziua? Domnul Iisus spune clar aici, eu lucrez ziua. Ziua este timpul când este lumină. Aici nu se referă la, la, ziua, ziua, că și seara Domnul Iisus lucra da facea vindecar, trimita mulțimea, s-a înserat, ucenit s-au dus, el a rămas pe munte și se ruga. Deci mai departe lucra. Dar aici când zice, ziua se referă la, la acest, domeniu unde este lumina. Zice așa, cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui care m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze.

Uh, și apoi zice: Cât sunt în lume, sunt lumina, lumii. Și mai departe, când citim, el deschide ochi, ochi, ochii orbilor. Deci, în textul unde el zice: Sunt lumina, în același text, dovedește că este lumina. Adică, da lumina unui orb, deschide ochii lui. De aceea este foarte important. Să sa, sapăm din în cuvânt. <laughs> De aceea este important unuri, să, cum să spun, să chestionăm, adică să ne testăm ceea ce credem. Dacă este chiar scriptură sau dacă sunt basme. Când zic basme, mă refer lucrurile care s-au acceptat de-a lungul. Într-o perioadă, să zic, în istorie s-a acceptat că adevărat și a fost transmis din generație în generație și noi acceptam lucrul ăsta ca atare, fără neapărat să verificăm dacă așa este în Scriptură. Pentru că Domnul lucrează ziua. Lucrează unde este lumină. Asta trebuia doar să fie un scurt. De să fi foarte scurt, dar văd că m-am dus <laughs> și în Ioan. Deci, textul despre care ziceam, mâine o să încep cu el. Gata, încep cu el. Dar e important să să readucă aminte acest lucru. Și ca să închei, unii copii al lui Dumnezeu pot fi supărat. Dacă le spun în ceea ce privește domeniul ăsta, îmi pare rău, ești în întuneric. În ceea ce privește această chestiune, par... știu că ești copilul lui Dumnezeu, știu că ești mântuit, dar în ceea ce privește asta, îmi pare rău, ești în întuneric. Dacă, nu e modul meu de a vorbi, dar mă gândesc, dacă aș spune asta în copil lui Dumnezeu, wow! S-a supărat pe mine. Hai să vă citesc ceva tot din capitolul nou, din Ioan. Um, versetul 39. Apoi Iisus a zis, Eu am venit în lumea aceasta pentru judecata, ca cei ce nu văd să vadă. Și cei ce văd să ajungă orb. Unii din farisei care au lângă el, când au auzit aceste vorbe, i-au zis, doar nu om fi și noi orb. Dar tocmai despre ei vorba. <laughs> Ai grijă când îți trece prin cap, doar nu fi eu om. Doar nu fi eu în întuneric. Da, poate el ai primit lumină în ceea ce privește viața veșnică, că Isus este cale, dar poate nu ai primit lumină în ceea ce privește puncte, puncte. Nu, nu, nu mai zic, că dacă zic din nou, apar. <laughs> Poate ai primit lumină în ceea ce privește mântuirea și ești mântuit. Cum a fost acest ucenici care Pavel s-a întâlnit cu ei? Au privit lumină în ceea ce privește că trebuie să se pocăiesc. Au crezut în predica lui uh, Ioan Botezatorul. Au fost botezat. Au primit lumină. Probabil și în ceea ce privește Domnul Iisus dar nu aveau nicio lumină în ceea ce priva Duhul Sfânt. Când Pavel se uită la el, la ei, cu siguranță își da seama că ceva e în neregulă și le pune această întrebare. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și ei spun, nici nu am auzit că există un Duh Sfânt. Nu am auzit că a fost dat un două sfânt. Deci erau ucenici. Și în fapt, când zice, a găsit niște ucenici, deci bănuiesc erau creștini. Deci au primit o anumită lumină în ceea ce privește mântuire, dar aveau zero lumină în ceea ce privește două sfânt. Dar erau ucenici. Și vezi, până nu au primit lumină. Adică cunoaștere. Până Pavel nu le-a deschis ochi pe stați puțin. Uh, Dumnezeu a împlinit o promisiune. A dat Duhul până nu au primit această descoperire, acest adevăr. Deși Duhul sunt era dat pentru ei, nu puteau să trăiesc această realitate. De ce? Pentru că în acel domeniu erau în întuneric. Ah, și unii nu le place asta. Cum se spune? Bă, da! Pot să ai lumină în ceea ce privește mântuire și să fii în întuneric în ceea ce privește o altă chestiune, o altă întrebare. Un alt domeniu. Pavel s-a rugat ei, pentru ei și i-au primit. Dar nu înainte să le spună

vindecarea lui Dumnezeu. Dacă nici nu știi că există cu adevărat. Cum să primești o minune din partea lui Dumnezeu? Dacă nici nu știi că supranaturalul există și astăzi. Cum? Închei Domnul Iisus spune, la versetul 41 zice, dacă ați fi orb la răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, vedem tocmai de da aceea păcatul vostru Ramone. Avem grijă când, avem, când zicem vedem. Cu alte cuvinte, eu știu, nu există un domeniu unde suntem în întuneric, nu există un domeniu unde mai am nevoie să primesc lumină, ai grijă, pentru că ești unul care spui, văd, nu am nevoie, Doamne, să mai deschizi știu deja.

A trebuit ca cei ucenici care Pavel la a găsit Să accepte că exista un domeniu unde nu știau Unde erau în întuneric Și când au primit lumină Stara lor s-a schimbat oh, Îți dai seama când Dulcel vine în viața unui om oh, Ce schimbare Stara lor s-a schimbat Dar când spui văd știu deja tot Nu există domeniu unde sunt în întuneric Oh la 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 Daka atfi ob, enke kou vese nou patro chounou. Daka atfi ob la responsif sos, nat sa va pakadan akoum zi chet veden. Tok may da che ya, pakatoul voso pamanen. Dwa mnen a imele denoy, deski denoy ok. Doun mezyo sa te bine fintes.